De ce a fost Bulangiu să zică câștigător de la Bass House? Punem o frână? Hai, gata? Da. Deci tu ai crezut că nu o să-și se prinde lumea? Bă, frate, dacă el s-a supărat, chiar îmi pare rău. Bine, acum am deplătit vreo 40.000 de euro, dar... Da? Bă, de ce ții gunoiul ăsta de mașină? De la 10.000 pe lună poți să trăiești ca ultimul magnat. Vedeam oameni cu bani și ziceam, bă, mi-aș dori să ajung și eu. Nu ziceam, aia treacu ăștia au bani. 2.000 leasing la Lamborghini. 2.000 stai pe Nordului. 2.000 mănânci în fiecare zi la restaurant. Are zbâd, a făcut zbâd. Păi cum a făcut? Nopți, zile, săptămâni. Muncite în continuu, în continuu. Am o oarecare regulă, care e foarte, foarte stupidă. Nu vreau să conduc nicio mașină înainte să o cumpăr. Mi se pare că evoluția te face cel mai fericit în viață. Da, ai vrea să participi la Bass House? Câți bani are pe card? Dacă vreți, chiar vă spun, hai să vedem. De care are mai mulți bani pe card? Intrăm pe Revolut sau pe ăla de la bancă? Gen, vine lumea la mine și zice: "Hai că uite, am și eu carnet, fă și video-ul ăla cu mine." Și le explică: "Băi, nu funcționează așa." Pe real vorbit, îmi permit să cumpăr un Lamborghini și să-l distrug pe vlog. Dar ce mai cumpăr după aia? Eu făceam live pe TikTok și acolo oamenii pe TikTok au început, aici îi văd în comentarii, okay. De ce a dat link la Bass House? Deci, lasă-mă să povestesc toată context. Salutare, deci prieten, Stani Popescu, și astăzi facem un vlog cu zbâr din mașina misterelor. Ai zis că atrage mai mult privirile decât Lamborghini? Hai să vedem acum. Cum ți-a venit ideea să îi imagini asta? Am văzut un clip viral în afară cu cineva care punea frână cu mașina asta, știi, și se ridica pe două roși și am zis că, bă, nu cred. Hai să vedem dacă se poate. Și pe lângă asta, era o mașină de asta când eram mic în Severin. Fix mașina asta, fix scria pe ea, produse de panificație. Băi, și o vedeam de fiecare dată. Și după aia când am văzut-o pe net, mi-am amintit că eu de fapt nu o vedeam de fiecare dată, ci pur și simplu o observam de fiecare dată, pentru că față de celelalte mașini era mai unică. Lucru care mi s-a părut că ar fi bun în cumpărarea mașinii, că de asta am cumpărat-o, să se uite lumea după ea, să atragă vizualizări și cam asta e ideea. Nu e greu să conduci? După ce te obișnuiești, chiar nu e așa greu. Dacă vrei, o conduci tu mai încolo. Cât are motorul? 0.9? N-am nicio idee. Oricum, are nici litru. Ia uite cum o ia pe a treia. Dar n-ai treabă cu ea, vezi că merge. Te-ai ridicat cu ea pe două roți? Da, dacă vrei ne ridicăm și acum. Nu, nu, nu. Asta cred că e cea mai ieftină mașină pe care ai pus-o pe canal, oare? Cât ai dat pe ea pe asta? Am dat vreo 7-8.000 de lei și am mai dus cu ăla tot 3.000 de lei. A, păi cred că e mai scumpă decât un Golf 4, că am făcut eu cu un Golf 4. Atunci înseamnă că n-am luat recordul ăsta, poate reușim pe viitor. Uite, cum se uită copiii. Salut, salut. Ce mă, ce mai vrei? Se uita și la Lamborghini, nu se uita. Se uita, mă, și la Lamborghini, cred eu. Și faza e că la mașina asta nu se uită neapărat copiii. Copiii n-au prins Scooby-Doo. Abia am prins eu Scooby-Doo când eram mic. Ai văzut că și numărul e 69 ZBR, pentru că Scooby-Doo a ieșit în 69, în 1969. Da, de-aia am pus așa. Încerc fiecare număr să-l pun să aibă cât de cât o semnificație, dar... Pe vremea mea, lucrurile erau simple când era vorba de securitatea în calculatoare. Nu băgai dischete de la necunoscuți, nu luai virus și înainte nici nu pățeai mare lucru dacă luai virus. Trebuia doar să reinstalezi Windows-ul. Acum ești terminat dacă te face un hacker. E haos, trebuie să ai grijă la orice mișcare. Poți să iei virus din internet, ți se fură datele personale, parolele, iei spam pe e-mail, îți ciordesc cartea de credit, îți licuiesc pozele cu amanta, ești atacat prin Wi-Fi-uri publice, te umpli de reclame, snoofing, poofing, hoofing și naiba să le mai ia. Dar am găsit o simplă soluție să scap de toate aceste probleme. VPN de la Surfshark. Surfshark e un VPN care îți permite să schimbi locația virtual și îți asigură intimitatea și securitatea atunci când navighezi pe internet. Cu Surfshark poți intra pe pagini care sunt blocate în România, cum ar fi servicii de streaming, și poți vedea toate filmele și serialele de pe Netflix. Sau să găsești la prețuri mai mici biletele de avion sau cazări. Îți trebuie un singur cont cu care te poți conecta pe toate device-urile, pe telefon, pe laptop, pe TV sau chiar pe router. Iar add-on-ul Surfshark One are protecție la virus și împotriva furtului de informații personale. Și Alternative ID îți face o nouă identitate ca să te protejezi de spam. Dacă vrei și tu VPN de la Surfshark, intră pe link-ul din descriere și introduc codul Andy Popescu și beneficiezi de o ofertă exclusivă și până la 3 luni adiționale gratuit. Iar dacă nu ești mulțumit, ai 30 de zile la dispoziție să anulezi și primești toți banii înapoi. Deci, nu ai niciun motiv să nu încerci Surfshark. Și, bă, ai loc în ea, din câte observi, 6 locuri. Trebuia un motor mai mare. Bă, da, dar cred că era crimă curată cu un motor mai mare. Îți mulțumesc frumos că ai vrut să facem vlog așa din scurt, că știu că tu ai organizat fiecare zi. Da, acum încerc să postez mai rar, dar cumva acum fiecare vlog îmi ia cam 2 săptămâni să-l filmez și după aia ce mai editez. Wow, 2 săptămâni să filmez? Da.
Da. Faci din ce în ce mai complexe. Din ce în ce mai complexe, deja la un moment dat. Exact, ca mi servis încerc să evoluez. Ca stil. Exact, exact. Mi se pare că are una dintre filozofiile de business printre cele mai bune, nu neapărat doar din mediul YouTube, dar și în general așa. Cum își reinvestește banii ca să poată să facă lucruri mai mari, ca să poată să facă mai mulți bani, ca să reinvestească și tot așa. Ia, doamne, aia de acolo. Trebuie să facem un vlog și cu Lamborghini, să vezi cum totul se uite și la Lamborghini. Nu numai la asta. Știu și eu, aici intervine și faptul că mașina asta costă cât o anvelopă de la Lamborghini. Deci chiar apreciez faptul că ți-ai făcut timp să facem vlog. Bă, am zis că dacă se strâng 20.000 de like-uri la vlogul ăla, așa facem partea a doua. La 30.000 de like-uri ce facem la partea a treia? Trebuie să mai cumpărăm o mașină. Lăsăm oamenii să ne spună în comentarii. Bă, și eu citesc comentariile. Dacă n-au scurs nici de ai tăi, de cine să ascult? Știi ce zic? Da. Și când îți place foarte mult ceea ce faci și o faci foarte bine, atunci vin și bani. Da, ideea e că eu consider că de vreo câteva luni spre un an nu mai fac treaba asta pentru bani, pentru că real vorbind, cât m-am făceam anul trecut, erau destui ca să trăiesc super bine. Acum deja e la un nivel atât de mare încât pur și simplu mă interesează banii aia doar ca să pot să scalez mai mult business-ul. Da. Deși... Nu că te-ar face mai fericit bani. Nu, păi da, bine, îți oferă o siguranță, logic. Asta nu înseamnă că îți oferă fericire, că poți fi fericit și fără bani, practic, știi? Da, e diferența între plăcere și fericire. Plăcerea este de scurtă durată și plăcerea se experimentează singuri și fericirea se experimentează în grupuri sociale. Plăcerea este dopamină și fericirea este serotonină. E foarte importantă definiția asta și să înțelegi diferența între plăcere și fericire, pentru că mulți o confundă. Adevărat, uite, de exemplu, eu mă simt foarte fericit când fac vloguri, când plănuiesc vloguri, când mai îmi vine vreo idee, când fac research-ul, când toate astea, când stau la editare după aia. Îți place toată. Place foarte mult. Și îți place și feedback-ul. Asta mi se pare cel mai tare lucru, că uite, de exemplu, dacă erai acum, nu știu, 20-30 de ani actor, nu știai. Stăteai pe set, după aia puneai filmul și pe aia peste un an vedeai că te vede lumea pe stradă. Acum ți-a venit o idee, într-o oră ai pus-o pe TikTok și deja vezi instant ce crede lumea. Bă, ce ești prost. Ah, ok, am înțeles. Ah. De exemplu, acum 200-300 de ani, un om care acum să zicem că ar fi doctor și ar însănătoși oamenii, trebuia să stea să-și culeagă roșiile ca să aibă ce mânca. Acum apasă pe aplicație, are ce mânca și poate să gândească să fac altceva sau altul, să inventeze un telefon sau whatever. Păi, diviziunea muncii a contribuit foarte mult la progresul umanității, că nu mai trebuie să le faci pe toate. Exact. Că ți-ai doar unele. Și atunci, da, asta e importantă, diviziunea muncii. Să poți să faci doar ceva și doar ce-ți place, știi? E foarte important. Da, uite, la scalatul business-ului, bine, mi se pare stupid. De fapt, e un business, dar eu nu-l văd ca un business, îl văd ca o chestie pe care o fac din pasiune, dar trebuie să o scalez dacă vreau să îmi duc pasiunea mai departe, adică să fac vloguri din ce în ce mai mari. Și Mr. Beast, nu? Că și exact. La început de la ce a scalat. Singurul compromis pe care simt că n-aș vrea să-l fac ar fi să angajez multă lume din motivul următor. Simt că nu ar mai fi lucrul meu atât de mult, pentru că vlogurile acum sunt făcute aproape în totalitate de mine. Am ajutor de la e-mail, de la editor, de la prieteni, de la whatever, dar ce mi iese mie din cap versus ce vedeți pe canal este aproape 1 la 1. Dar dacă aș lucra cu vreo 20-30 de oameni, după aia ar mai fi mai greu, că ar veni fiecare cu ideea lui, după aia poate ți-ar părea o idee bună, dar poate n-ar fi fix ce-ți dorești tu, dar dacă e o idee bună, o faci, că doar îi dai bani la omul ăla. Acolo, știi care e faza? Acolo trebuie să-ți faci o echipă cum are Mr. Beast și să poți să faci brainstorming, să poți să conectezi creierile împreună cu ei și să ajungi la ceva mai bun. Trag eu concluzia că mașina asta era bună dacă era automat. Da, ce-i drept, știi care e povestea mașinii astea? General. Când am postat vlogul, foarte multă lume mi-a zis că, băi, asta e mașina pe care o aveau antreprenorii în anii 90, ca să-și facă business-ul cu ea, să te ducă, să care, să ăștia. Că, băi, dacă stai să gândești, o mașină foarte utilă. Acum, na, că a evoluat tehnologia și saltele mult mai bune, e partea a doua. Dar la vremea aia, când nici nu prea erau așa multe mașini pe stradă, vezi, doar îți făceai treaba cu mașina asta genial. Adică... Așa este, să știi, acum 20 de ani aveam un prieten care era importator de jucării de astea Burago și avea mașina scoată, de asta căra. Se ridica cu două uși, Edil chema. Știi că mașinile acum 20 de ani erau așa, Tico era cel mai slab, după era Matisse, după era Cielo, după era Espero, după era Leganza. Deci eu le știu pe astea că erau cele mai tari mașini atunci. Eu visam la un Cielo pe vremea aia. Leganza? Păi Leganza avea 136 de cai, avea motor de 2 litri. Bă, 136 e ok și acum? Bă, 136 era cea mai rachetă pe vremea aia. Contează cu ce compari, deci crede-mă că poți să fii mai fericit cu o Leganza decât cu Bugatti. Crede-mă, chiar poți. Adică,
normal. Totul e cu ce compari. Contează experiența ta în legătură cu mașina. Și de asta este foarte important, dacă vrei să fii fericit în viață, să îți resetezi receptorii de dopamină. Și cum faci chestia asta? Prin dopamin detox. Bă, evoluezi. Nu? Normal, evoluezi. Da. Vrei să fii mai fericit? Do something. Da, dacă vrei să fii mai fericit, pur și simplu trebuie să faci chestii care să te facă fericit. Îți dai seama că problema ar fi să și ai timpul să faci chestii. Și aici vine scuza ta, de ce nu faci sală? Că nu mă pot focusa. De o lună, de pe 3 am mers la sală, să știi. Serios? Merg de 3 ori pe săptămână. Vezi, măcar ai făcut un pas mic. Da, bine, nu trag ca animalul, da. Dar important este să te duci, să ai consecvență. Exact, da, învăț, încă nu știu să fac toate exercițiile cum trebuie. Este primul pas, măcar să te ții. Nici n-am mers acolo pentru rezultate. Eu mi-am pus în cap că nu știu, poate în 6 luni, un an. Pe lângă asta, merg și cu Eddie. Ne-am luat un antrenor la ori și e super de treabă. Dar cum de, că nu vrei să faci chestia asta? M-am convins că mai bine merg acolo decât să stau degeaba, mai bine mai tai o oră de la FIFA. Știi care e faza? E important pe termen lung chestia asta, că nu-ți dai seama acum, nu vezi rezultatele pe termen scurt aici. Exact. Dar pe termen lung, dacă te ții de chestia asta, crede-mă că o să te simți și mai bine și psihic o să te simți mai bine, știi? Că tot antrenamentul ăla îți dă endorfine și endorfinele te fac să te simți mai bine. Îți eliberează cortizolul. De asta prinde puțin bateria, vezi în bord. Are probleme la baterie, de aia. De fapt, nu la baterie, la convertor sau ceva de genul. Ce probleme ai avut cu mașina? Până acum numai cu bateria. Bine, ce-i drept, la foarte multe mașini din care le-am cumpărat am avut probleme cu mașina, că nu pot să le conduc zilnic. Adică mașina asta am condus-o când am fost la circuit în 12 ianuarie și o mai condusesem în noiembrie. Geu, nu mai condusesem de o lună, a stat puțin să pornească. Seria 4 l-am parcat pe undeva, acum când o să trebuiască să-l pornesc chiar, nu știu dacă... Știi că e o întrebare foarte frecventă, câte costă întreținerea la Lamborghini, știi? Și mereu le spun, bă, sunt revizii ieftine care costă 1000 de euro, dar sunt și revizii care costă 6000 de euro. Deci depinde cum o faci. Pe aia la 6000 de euro o faci o dată la 2 ani. Și rest te mai costă 15 milioane pe an, RCA-ul, la mine, că eu n-am niciun accident în ultimii 15 ani. Niciun accident, frate. Deci să mă mândesc cu chestia asta. Asta da, e foarte ieftin RCA-ul. Uite, iară, un avantaj pe care poți să-l speculezi la anumite mașini. Se apreciază. Exact, da. Acum trebuie să știi și tu ce mașină ți-e, că dacă ți-e șeptarul nou fix cum apare, ai pierdut bani. La mine Lamborghini a fost de mic, efectiv, a fost un vis. Eu mă gândeam că o să se ieftinească și mi-am asumat chestia asta, dar nu m-a interesat. Adică pentru mine atât de important a fost să-mi împlinesc visul ăsta în copilărie, că de când aveam 5 ani visam la el, frate, că când mă jucam cu surprize cu gume turbo, pentru că prima dată mi-a plăcut Ferrari Testarossa, era numărul 51 la gume turbo. Adică... Dar trebuie să-ți iei un Testarossa când faci 51 de ani. Nu, că nu mai îmi place așa. Era imaginea aia pentru mine, știi? La fel cum acum dacă mă uit la un Countach, la Borghi, Countach, nu o să-mi placă. E vechi, bă, mi-e place Countachul. Sigur nu o să-mi placă cum arată, cum se mișcă, adică nu, trebuie să fie ceva nou și vezi tu că Aventadorul are forma de Countach, are forma de Diablo, exact, are forma exact de Murcielago și e timeless. Eu am folosit un an la Lamborghini Murcielago, am făcut și un vlog cu el, o să vă bag aici câteva secvențe, dar niciodată n-am postat acel vlog. Poate la un moment dat o să postez acel vlog. Știi cu cine am postat vlogul? Cu cumpărătorul din Germania care a venit să cumpere mașina. Și l-am întrebat, bă, de ce ții gunoiul ăsta de mașină? Jur! It's a real Lamborghini. Și a zis, Lamborghini, auto-emoțion. Feel the emotion, I drive Lamborghini. Bă, poate să public vlogul ăla, că mi se părea tare. Stai să spun de ce. Este o diferență de la cer la pământ între Murcielago și Aventador. Și pot să spun pentru că le-am folosit amândouă. Așa și fii atent de ce. Ăla avea interiorul ca de Damas. Bă, deci era Logan. Avea niște guri mai frumoase să stă. Mm-hmm. Ăla de Logan sunt identice, unul la unul cu gurile de Logan vechi. Când plecai cu mașina, plecai smucit. Când mergeai cu mașina, mașina aia nu are amortizoare. Mașina aia e fier pe fier. Totul la mașina aia, în afară de exteriorul și faptul că se ridică ușile în sus, este nașpa. Aș putea să vorbesc foarte mult despre Lamborghini Murcielago, că e o mașină foarte rară, dar e o mașină pe care am condus-o un an de zile și știu. Lăsați un comentariu dacă vreți să public acel vlog. Băi, să-l pui. Hai să luăm niște întrebări de la public, că am văzut că ai foarte mare priză la public. Cât IQ ai? Ți-ai făcut vreodată IQ? Chiar am o părere foarte importantă despre chestia asta. Și anume faptul că orice test de IQ pe care l-am găsit costă. Și am stat așa să mă gândesc și am zis că, băi, eu dacă plătesc 10 euro să aflu cât IQ am, practic sunt prost. Adică n-am IQ chiar așa mare. Da, spune ceva despre mine dacă trebuie să dau 10 euro ca să mă convinc că sunt deștept sau whatever. Așa că am convins pe altceva să plătească 10 euro. Și am făcut un dolar, nu știu cât de accurate e. Mi se pare că a dat relativ mult. 132 sau 135. Dar nu, cred că e accurate având în vedere că costă 10 euro. Dacă știți de unde să facem un dolar accurate, chiar aș fi curios să-l fac. Deși nu mi se pare că inteligența asta neapărat în IQ, pentru că am văzut oameni destul de înceți așa la minte, dar care au un anumit har. Poate ăla este EQ, nu este IQ, este EQ. EQ este inteligența emoțională. Inteligența emoțională, să vorbească cu oameni într-un anumit aia fel. Aia este școala încât... vieții, Andrei. Inteligența emoțională înseamnă să-ți recunoști emoțiile tale, ce simți, de ce simți și să recunoști emoțiile celor din jur. Să-ți dai seama ce impresie are cel cu care vorbești, ce emoții îi produci. Dacă îl deranjezi, dacă îi produci plăcere, dacă îl deranjezi cu ceva cu ce spui. Asta este inteligența emoțională și asta este de fapt școala vieții și asta înseamnă să te
te pricepi la oameni și să te pricepi cum să vorbești cu ei. Deci da, e foarte importantă inteligența emoțională. Să știi că asta nu se studiază în școli. Asta trebuie să o studiezi tu după ce ai terminat școala și să fii autodidact și să te informezi. Că de multe ori e mai importantă școala vieții decât exact. Ai. Adică zi tu, câți oameni prostuți ai văzut care o duc foarte bine? Pentru că știu să te îmbârlige. Pe lângă asta, faptul că o duc foarte bine și sunt prostuți, da, îi face să o ducă chiar mai bine, că n-au la fel de multe griji pe cap. Dar vreau să-ți mai spun o singură chestie. Există un TED Talk, că știi că TED Talk-urile poți să ai încredere în ele, în care spun că cei mai de succes oameni în viață nu sunt oameni inteligenți, ci sunt oameni perseverenți. Cine are șanse mai mari de reușită în viață? Unul care zice, a, nu pot, mă, nu poți să faci bani decât dacă ai pile, decât dacă ai bani de la părinți, decât... Sau unul care zice, bă, eu pot. Exact, și am găsit și chiar un răspuns pentru treaba asta, că, a, nu poți să faci bani dacă n-ai bani de la părinți. Eu personal nu consider neapărat că am avut cel mai mare aport de la părinți din punct de vedere financiar. Adică consider că am fost ajutat ca un om average, adică nu mi-au dat nici Lamborghini cum mai sunt alții, nici o familie normală. La 18 ani mi-au dat Peugeot-ul ăla care era cumpărat de mult. N-au avut de unde să dea altceva, știi? Da, era aici în studio când a venit maică-mea să-mi dea bani azi? Da, da, a venit să-ți dea bani. Și aici pot să vin cu următorul argument. Ok, nu poți să faci bani dacă n-ai bani de la părinți. Păi foarte bine, fă-i tu niște bănuți și pe aia fă-l pe copilul tău să facă bani. Corect? Dacă doar cu bani de la părinți, fă-i tu bani și de copilului tău să facă el bani. Știi că Cezar Surdulescu, care am făcut două vloguri cu el, el mi-a spus: "Băi, eu am fost crescut din abundență. Eu am avut foarte mulți bani de la părinți când eram mic, dar chestia asta a fost un dezavantaj pentru că eu n-am avut puterea de a munci, pentru că aveam totul când eram copil. Eu, de exemplu, eu n-am avut frate. Bă, nici mie nu-mi dădeau frate să-mi bag picioare. E foarte important să n-ai bani de la părinți, pentru că îți dă foarte multă putere de muncă. Păi, deși iată, m-am pedepsit odată, luasem o notă mică la școală și nu le-am zis ca să merg la două zile de naștere într-un weekend, nu doar la una. Adică, am, în loc să dau 50 de lei pe zi, am dat 50 de lei pe zi și încă 50 de lei pe alt. Adică le-am dat daună de 50 de lei, practic. Așa. Și m-am pedepsit, frate, vreo 2-3 săptămâni să n-am voie la calculator și la televizor. Bă, și cel mai rău m-a durut, frate, mă întorceam de la karate, dădusem examen de centură, luasem examenul de centură, conducea taică-miu așa, maică mea în dreapta și eu în spate. Se auzea radio. Ce crezi că face taică-miu? Pune mâna și dă-n ce radio? N-are voie nici radio. Băi, când am văzut-o pe aia, zis, las-o, dracu de treabă, nu mai... Băi, l-am pedepsit că era mic, sincer acum, râde glumim. Chiar i-am tras să pedepse când era mic, pentru că era bun, era deștept, dar era leneș. Bă, m-am simțit ca un neum, efectiv, nu m-am ajutat neapărat cu bani din abundență. Eu ce zic, îmi dădeau 50 de lei pe săptămână să-mi cumpăr mâncare la școală, cam era... Mai împărțeam un fornet, îmi pleca de acasă, îi făceam listă, câștiura. Că schimbă-ți plovere bani, descurcă-te. Ești capabil, când te întorci, te verific. După aia când ieșeam cu bicicleta, eram vreo 5-6 pe afară, puneam fiecare câte un leu, ne luam o sticlă la 2,5 și cam mai erau bani. Prima bicicletă mi-a luat-o din Italia, unchii mei mi-a luat-o pe gratis, am reușit să o vând pe 5 milioane, am mai strâns bani, mi-au dat și ei 2 milioane, mi-au luat una de 10 milioane și tot așa am ajuns să am o bicicletă mai scumpă și așa am început YouTube-ul, practic. N-a fost nimica de-a gata, gen. Și ca să mai fac bani, nu știu, trebuie să-i ajut pe la casă, pe la alea. Okay, hai să muncă, hai să adresăm și elefantul din cameră, cum se spune. Bă, elefantul din cameră, m-au omorât ăștia, bă. Te-au omorât, dar eu nu știam decât când a venit tu astăzi la mine. Eu făceam live pe TikTok. Și acolo oamenii pe TikTok au început, aici îi văd în comentarii. De ce a dat leak la Bass Audio? Nu știam, jur, până astăzi nu știam. Deci, lasă-mă să povestesc toată faza. Primul rând, eu m-am uitat la toată emisiunea, mi s-a părut chiar foarte tare. Vrem felicitări echipei. Chiar te-ai uitat? Niciodată și vreau să te uiți. Vreau să spui în 5 secunde. Despre ce e vorba? Despre ce e vorba? A dus 10 influenceri care trebuie să se elimine unul pe altul până când rămâne unul care câștigă 5.000 de euro. Ok, și cum se elimină unul pe altul? Prin ce? Au în fiecare zi câte o probă. Cine e cel mai prost din probă intră la duel. Contra unuia care este votat să intre la duel, rămâne doar unul în casă. Un fel de survivor. Un fel de survivor, da. Pentru YouTube e insane. Da? E insane. Adică, pun pariu că și ca costuri a fost foarte mare. Da, da, poate că a avut 145.000 la premieră. Exact. Și a început treaba asta cu threads. Și la un moment dat pusesem eu o poză dintr-un vlog ce urma să-l fac cu o mașină roz. Și am întrebat eu cui să o fac cadou. Și mi-a răspuns Iorga la thread. Doar așa zis că dă-mi-o mie. Da, da, da. Și după aia tu erai și... ori lui Iorga, ori cu elicopterul. Și după aia am făcut un concurs în felul următor. Primul care ajunge la 100.000 de urmăritori pe threads, ăla o să ia o mașină. Dacă câștiga Iorga, îi cumpăram o mașină roz. Dacă câștiga Adrian, îi cumpăram un Logan. A câștigat Adrian și după aia am mai făcut un al doilea concurs în felul următor. Dacă contul meu
ajungea la nu știu câți urmăritori, îi cumpăram Loganul prima generație. Dacă făcea mai mulți, îi cumpăram Logan a doua generație. Corect. Și dacă făcea peste 100.000, îi cumpăram Logan ultimul model. Al doilea concurs nu l-a câștigat, că trebuia să-i cumpăr modelul 2. Și atunci i-am dat oportunitate. Uite, fii atent. Asta mi-aduc aminte. Asta închid eu ochii de ultimii 30.000 de urmăritori sau câți mai erau, dacă ne zici cine a câștigat. Că el tot se lăuda pe treț că, bă, vă dau leak, vă dau ăștia, gen Hazului, știi? Și zis, bă, uite, îți dau ocazia să-ți cumpăr Loganul cel nou, deși nu ai câștigat al doilea concurs. Dacă ne zici cine a câștigat. A, deci practic n-ai dat tu leak-ul. Stai, că așa. Nu s-a terminat aici. Și el ne-a zis că a câștigat cineva. Și zis, bun, ai zis, m-am dus, am cumpărat Loganul al nou. Am cumpărat Loganul al nou, vin pe la casă și îmi zice unul, bă, ce prost ești, pe cum așa? Te-a mințit ăla, bă, n-a câștigat ăla. Fix ăla de zis el că a câștigat, ești în următorul episod. Și atunci eram cu problema când el zisese că a câștigat cineva, nu dăduse leak-ul, gen... Da, adică era fake. Și eu dădusem banii. Și după aia am spus în vlogul când i-am făcut cadou lui Adrian că faptul ăsta că el m-a păcălit m-a supărat la max. Și câștigătorul fusese Costi Max. Și de la treaba asta s-a prins lumea că el e câștigătorul. Mă jur că nu credeam că o să se ia nimeni să facă atâta de asta. Am zis eu că m-a supărat la max, adică pe bune. Am zis-o la minutul 15 sau 16 din vlog, adică... Dar tu ai zis-o special. Am zis-o special, dar nu am spus-o să fac un rău sau ceva. Am mințit. Și m-am supărat la maxim. M-am gândit că o se prinde cine știe deja, nu o să zic că a, bă, ăsta e 100%. Oamenii s-au prins că ăla era 100%. Bă, nu s-au prins așa mulți, dar au pus pe TikTok. Și după aia au vorbit și ei de treaba asta. Părerea mea e că e posibil să și fie ajutat. Acum, sincer, chiar îmi pare rău dacă v-am stricat bucuria. Dar ai primit așa mult hate? Bă, am primit vreo 8 mesaje, că bă, da? Dar în rest. Dar eu am primit aici o grămadă. De ce a dat link? De ce a dat link? Adică e... Păi, băi, lumea vrea să afle de ce. Pare rău dacă am făcut un rău. Dacă vreți să încerc, spuneți voi cum pot să mă revanșez. Oricum știu cine câștigă și sezonul 2. Dar asta este content cam pentru ce vârstă? Știi cum îți dai seama? Când vezi foarte multe edituri pe TikTok, înseamnă că se uită mai mulți copii, da? Eu am 25 de ani și m-am uitat. Dacă tu se uită? Nu. Înțeleg că are foarte mare valoare contentul ăsta, chiar dacă eu nu mă uit la el. Bă, da, înțeleg dar cum am vorbit data trecută de Mitsu. Da, Mitsu da. E în valoare. Salut! Am zis, te-am făcut poza așa. Să uită, da. Mă, eu zic că ții și una. Da, bă, dar nu mi-aș lua o mașină doar ca să uite lumea. Să mor eu. Adică nu mi-aș fi luat Lamborghini doar ca să uite lumea. Ți-ai zis, drink come true. Da, ai vrea să participi la Bass House? Bă, nu. Adică, nu, bă, e, ce sens are? Eu am făcut vlog cu Iorga acum vreo 5 ani. Ce tare. Pe mine m-a dus 10.000 Loganul ăla. Și am pierdut aproape toți banii pe Loganul ăla, că vlogul n-a făcut bani. Pe lângă că am pierdut bani pe vlogul ăla, mai vine acum și toată lumea să-mi sară în cap. Pe ce drag ai făcut tu? Și pe lângă asta, și... nimeni nu mai stă pe trend. Adică degeaba am făcut 100 de metri. N-a prins trendul, a prins la început și după aia n-a mai prins. Să distrugă și el mașina, misterul, ca Mr. Beast. De distrus mașina asta nu, da, am în plan să distrug altele pe viitor, că uite, am încercat acum cu cadouri și mai multă mi-am luat, mai bine o distrug. Din punct de vedere business are mai mult sens, că în primul rând poți să faci mai multe clipuri, ai mai multe oportunități să scoți banii sau măcar să ajungi pe zero cu clipurile astea și la cadouri se mai întâmplă să dai un fail de ăsta și să pierzi și bani și... Eu citesc și comentariile haterilor lor doar ca să înțeleagă oamenii, bă, așa nu. Spune să investească bani serioși în mașinile care apar în videoclipurile lui, nu toate trabantele. Mie mi-ar fi rușit să dau un asemenea comentariu, jur. Bă, dacă vrei să spui ceva, spune frumos, nu spune așa ca un hater, pentru că spune ceva despre tine și despre ce viață de c**t ai. Cumva e în anonimat. De ce? Uite, Solcan Flavius. Gata, nu mai e. Bă, ai ceva de spus. De ce să o spui așa cu răutate, frate? Când o spui cu răutate, e clar că tu simți ceva rău. Trebuie să fii hater. Ai visat vreodată la cum o să ajungi în viitor? You have to dream it first. Da, dar nu am visat fix asta. Când eram a 5-a, m-a întrebat diriga mea, bă, tu ce vrei să fii când o să fii mare? Bă, ori regizor, ori actor, ceva de genul. Și practic sambele. Ce tare. Dar la un nivel mult mai mic. Câți ani are zbâr? Depinde când postez vlogul ăsta, pentru că în maxim 2 săptămâni o să am 26 de ani. Acum am 25. Bă, uite mașina asta, să-mi bă, am mai văzut așa ceva până acum. Mini pickup? What the fuck? N-am văzut-o în viața mea, am mai văzut. Vrei să ți-o cumperi, gata. Asta e boala mea, să cumpăr mașini pe care nu le are lumea. Damas ăsta. Cine are Damas? Are ceva personal cu Shelly? Nu. Nu consider că suntem pe aceeași nișă. Consider că ne raportăm la altfel de public și fiecare își face treaba lui. E pur și simplu cu totul altceva. El e ca un fel de host. La fel și el cu o echipă cum are și Măruță. Dar am văzut că și-a luat mult hate Măruță în ultima vreme. De pe Trez a început și acum că vezi, Doamne, cu filmul. Dar mi se pare cea mai mare prostie. Păi tu dacă ai face filmul... Da, mă, normal, nu voi să bagi pe fitul. Păi nu, de-aia l-ai făcut? Mi s-a părut foarte ok ce a făcut. Băi, eu încă n-am văzut la film și chiar sunt curios să văd dacă e bun. L-ai văzut? Da, jur, am fost invitat la premieră și la sfârșit i-am zis lui Bromania, bro, nu mă așteptam să-mi placă filmul, dar jur că mi-a plăcut. Uite, pe treaba asta cu pilele, eu eram foarte ofticat la liceu. Nu știu ce drag mi-a băgat în cap că, vezi, Doamne, la clasa aia mai bună, intră doar aia cu pile. Și eu reușisem să intru la clasa
clasa aia mai bună. Dar bă, erau copii din clasă, n-ai văzut așa ceva, 10 pe linie. Eu am avut 989 în clasa 5-a. Al câtelea crezi că am fost din clasă? Al 20-lea? Exact. Ultimul. Și notele, i-am spus. Notele niciodată. Ce aici? Ce aici? Aici. Ce ai în buzunar, îți bagă mâna și spură. Da, bă, trecu de treabă, bă, 10 pe linie. Mi-a zis la 18 ani că pleacă în Londra. Am rămas așa. Cumpărasem apartament în București, că vine la facultate în București. Că să vezi. Nu, eu mă duc în Londra să studiez regie și film. Ce faci, tată, cu ea? Da, e fără mașină. Salut, uite că, păcat că nu se vadă camera, dar te-am văzut ele, uite, deja și-am scos telefonul să facă story. Să uite lumea. Bine, și e tare să fii zbârști, adică să te vadă lumea, să te recunoască. Bă, e tare până când nu mai e. E tare până când îi devine prea mult, știi? Uite, și lui Dorian îi place, dar la un moment dat devine prea mult. Am fost cu el la gala la minor, mamă, și știi cum era acolo, deci toată lumea, de la copii de 5 ani la 9 ani. Ideea e că mie îmi place la nebunie să mă întâlnesc cu oamenii care mă știu și să fac poze, și mai ales că majoritatea gen vin așa la mine cu zâmbetul pe buze. Salut! Vine la mine cu zâmbetul pe buze, dar uneori, când ești pe grabă sau când ești obosit, pun gluga în cap și încerc să mă vadă cât mai puțină lume. Dar cine mă vede, m-a văzut, facem poze, stăm la vorbe, ce dracu să facem? E normal. Ești fericit în momentul de față? Bă, da, și sunt fericit din următorul motiv, că știu că urmează să fac chestii mai tari, lucru care mă... Îți dă dopamină, îți dă... Da, exact. Vreau, ai drive. Adică, dacă întrebarea era dacă, bă, ai făcut ația bani, ești fericit? Nu, nu m-aș opri acum, deja aș putea. Îți dă foarte multă dopamină, ai un drive. Mama, abia aștept să fac chestia aia, să văd rezultatul și să văd dacă o să fie așa cum cred eu că o să fie. Singura chestie care e enervant acum e că trebuie să aștept după vremea asta să fie mai frumoasă. Filmările mele, cât de cât se întâmplă afară. Și am fost, nu pot să dau neapărat full din casă, nu, dar urmează să cumpăr câteva mașini, unele să le distrug, unele să dau cadou, unele să le modific. Bun, hai să mai luăm o întrebare. Care a fost cea mai grea alegere din viața ta? Cea mai grea alegere care la un moment dat s-a dovedit să fie foarte ușoară a fost în anul 3 de facultate, fix când am început semestrul 2. Eu aveam de gând să mă las de facultate ca să fac treaba asta cu YouTube-ul full-time, înțelegi? Și mi-au sărit toți în cap. Păi, cum să te lași, mă, de facultate? Mai ai jumătate de an, mai ai... Începuse să facă bani. M-am gândit foarte mult că chiar nu voiam să mă las de facultate, dar nu mai aveam deloc să merg la facultate, că știam că ce fac în plus în continuare nu mă ajută, adică diploma nu mă ajută la nimic. Și până la urmă nu m-am lăsat de facultate și peste o lună a venit COVID-ul și m-am întors acasă și am făcut facultate de acasă. Bine, acum am deplătit vreo 40.000 de euro, dar... Da? Pentru facultate? Costă, frate, orice facultate la stat costă și facem împrumut de la ei. Și mai ai datorii? Da, nu am început să le plătesc încă. Dar te-a ajutat facultatea? M-a ajutat facultatea, nu diploma. Dar nu puteai să înveți online ăla? Bă, erau niște experiențe pe care nu le puteai învăța online. Eu știam chestii din online de dinainte să mă duc acolo și real vorbind am avut o altă perspectivă când am început facultatea față de cineva care a început de la zero. Cât timp liber ai? Păi să zic așa, o zi, cât de cât în momentul de față, mă trezesc pe la 9, la 10 merg la sală, până pe la 11 jumate, 11 stau acolo, mă întorc acasă, încep să mă uit pe YouTube, să fac o întâlnire, un meeting, o ceva până în ora 2. Când se face mai cald afară, ies și filmez 2-3 chestii, ori părți din vloguri, TikTok-uri, ori story-uri, ori whatever. Foarte pe scurt, eu mă trezesc la 6, la 7 mănânc o văzu cu proteina, la 8 sunt în sală, la 9 sunt în saună, la 10 sunt la birou. Și de la 10 la 18 stau la birou și fac fix ce vreau. Adică sunt total liber să fac ce vreau. Dacă vreau, pot să fac orice, pot să nu mă duc la birou de la 10 la 18. După aia la 10 seara deja sunt în pat și mă culc de la 10 seara până la 6 dimineața. Și e foarte tare programul ăsta, îmi dă foarte multă satisfacție. În fine, fiecare își organizează viața așa cum vrea. Urmează să-și ia zbâr un supercar? Poate anul ăsta. Crezi că te-ar face fericit un supercar? Nu-mi pasă. Asta zic. Că uite, de exemplu, G-ul am de un an și ceva și am făcut 5.000 de kilometri, eu și toată familia. El a mers, stai cu el la Severin de 2 ori și în rest nu l-am mai pornit de o lună. Adică clar că nu-mi pasă de treburile astea. Eu sunt mai fericit, nu știu, că mă joc FIFA sau whatever. Și atunci de ce să ții un supercar să mă mori peste 100.000 de euro? Pentru că există... Pentru că faci vizualizări, faci content, există faci bani cu el. Exact, da. Toate banii. Din păcate, pentru mine n-ar fi neapărat un moft. Ce supercar ți-ai luat? Clar, cea mai scumpă și dream-ul pe care ar fi să-mi iau un GT3 RS. Dar vreau să știu de ce. Adică ai o mașină pentru circuit, e o mașină care te simți bine luând curbele cu viteză. Mai zice pe circuit, am fost pe circuit și mi-a plăcut super mult. Da, pe bune, da. Ce ți-a plăcut? G-force-ul lateral sau ce anume? Adică chiar vreau să știu ce. Mi-a plăcut pentru că pentru prima oară am avut o mașină pe care puteam să o controlez cum am vrut eu pe circuit. Și era foarte tare feeling-ul. Păi și ce mai zice? Ție o mașină că să te simți bine cu ea doar pe circuit? Adică odată la nu știu cât timp? Da, decât să nu te simți bine deloc cu ea? Mie îmi place o mașină agresivă și Aventador e cea mai agresivă mașină pe care o știu, pentru că are o cutie manuală. Stai, cum e că manuală? Deci atent, este un disc uscat, adică pur și simplu este ca o cutie de asta, doar că e un pic
muzică aici care schimbă pentru tine. Este un sistem automat care schimbă vitezele, dar ele schimbă vitezele manual. Dar din cauza asta, aventadorul de la 1-a la 2-a face așa. Exact cum face asta. Versus o cutie, de exemplu, DCT, care nu simți când te agenți de la 1-a la 2-a. Dar eu n-aș vrea să-ți placă doar pe circuit, știi? Mi se pare așa mai quirky, mai tare, nu e like the obvious answer. E foarte important să te cunoști pe tine, ca atunci știi ce mașină îți place. GT3 RS-ul mi se pare tare rău. Dacă nu e GT3, să zicem, m-am uitat la McLaren, dar mi-a dat Eddie cu McLaren, că mi-a zis că arată ca o chinezărie și de atunci... Ți-a băgat în cap, prostii? Da, nu știu, eram între 570S și 650S, dar după aia te uiți la astea două și dacă mai pui ceva, ți-ai 720S. De la Lamborghini, mi se pare puțin învechit Gallardo. Nu că ți se pare, chiar așa e. Și Huracanul simt că are foarte multă lume. Știi de ce simți asta? Oricine se duce în Dubai și vrea să închirieze o mașină, ce mașină are de acolo de închiriat? Huracan verde. Exact. Huracan verde ăla, primul, nici măcar Evo, nici măcar nimic achel. Dar de ce nu ți-ai luat un Aventador? Mi se pare scump. Păi ce, 300 și ceva de mii. Păi da, da, dacă ar fi să dau atâția bani pe mașină, parcă sufletul meu vrea mai mult să-i dea pe GT3 RS. Da, ai mers cu amândouă? Eu zic că trebuie să mergi cu amândouă. N-am mers cu absolut niciuna. Am o oarecare regulă, care e foarte, foarte stupidă. Nu vreau să conduc nicio mașină înainte să o cumpăr. Și care e sensul? Din punct de vedere vlog, vezi fix prima mea reacție când mă urc în mașina aia. Da, dar s-ar putea să nu-ți placă. Asta e. După cum eu mă bazez ca oamenii să cumpere chestii pe care le văd la mine doar pe internet, așa și eu ar trebui să fac exact același lucru și să-mi cumpăr o mașină doar din ce văd de pe internet. Adică honest review. Dacă eu nu pot să am încredere în alții, cum să aibă alții încredere în mine? Asta doar pentru că tu ești creator de conținut, dar omul de rând care nu e creator de conținut, logic că e o conduc. Bine să conduc. Uite, pe lângă asta, la tipul de content pe care îl fac eu, necesită să cumpăr mai multe mașini, pentru că nu fac clipuri cu mașini care nu sunt ale mele. Cum are, de ce are, câți bani are zbâr, de unde are banii? Din muncă, din muncă, din multe nopți, din multe zile, săptămâni, multe chestii, multe, 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 multă muncă, multă muncă. Și un alt lucru care mi se pare că e foarte competent, bă, eu când zic ceva de o mașină pe care o am, ar trebui să mă crezi că eu am dat banii pe ea. Nu mă plătește nimeni să zic asta. Da, da, da. E foarte important că ai chestia asta, știi, că e foarte honest. Bă, uite, ăsta e mașina, n-am luat-o, n-am condus-o, uite, asta simt. Exact. Uite, de exemplu, am cumpărat acum un Porsche Cayenne, tare rău mașina. L-am luat la jumătate de preț față de ultimul model și pur și simplu, pe CarPlay și aia e exact aceeași experiență. Ei bine, când mi-am luat eu șeptarul și aveam singura mașină, păi logic am vrut de la aia să aibă tot, că am zis că cu aia rămân. Dar așa, dacă nu îmi convine sau îmi face vreo festă, o vinzi, nu pierzi bani lucru. Sau îl distrug și gata. Și ți-ai scos banii pe el. De ce a fost Bulangiu să zică câștigător de la Bass House? Numai din felul cum a scris, îți dai seama cam de ce nivel e omul ăsta. Bă, frate, dacă el s-a supărat, chiar îmi pare rău. Deci tu ai crezut că nu o să se prindă lumea. Eu am dat-o subtil, adică n-am zis, ok, comunicat oficial, să știți că, bă, și-am pus la minutul 16, adică 16 din 16 în outro. Și cu cât timp înainte ai dat? Pe la primele episoade, adică, teoretic, putea să treacă neobservat, adică nimeni n-a vorbit de asta până după finală, că i-au vorbit după finală. Care a fost prima sumă câștigată din YouTube? 70 de euro, că la 70 de euro poți să-i scoți din rație. Serios? Ce ai făcut primii bani? N-am putut să-i scot. Mi-a trimis un cec, nu cazează nimeni cecuri în România. Trecând peste asta, a mai durat ceva timp până am început să fac bani și când mi-am început canalul al doilea de YouTube ăsta pe care l-am acum, cu primii bani, pur și simplu mi-am cumpărat bilete de avion că eram la facultate să vin în România să filmez mai multe clipuri și mi-am cumpărat camera. Cum a fost succesul ăsta? Bă, în timp, frate. Adică dintre cam toți oamenii, să zic așa, nu consider că am avut niciodată o perioadă de asta să bubui. Adică a fost totul foarte încet. Ce-i drept, am și încercat să controlez creșterea asta pentru că să nu se ia creierul razna. Să zicem că în momentul de față, real vorbind, îmi permit să cumpăr un Lamborghini și să-l distrug pe vlog. Dar ce mai cumpăr după aia? Da, că ești deja. De-aia o iei step by step, să-ți fie ușor să te întreci. Mă consider singura mea concurență și dacă eu crez nivelul, păi ce trebuie, îmi dau singur la joale. Așa dacă vine altul și crește el nivelul, atunci am un motiv să vin. Care crezi că este scopul tău în viață? Nu știu dacă să zic așa, scopul meu în viață, nu vreau să dau prea poetic sau ceva de genul. Dacă vă uitați la mine și vă face plăcere, râdeți, vă simțiți bine, mă bucură foarte mult. Dar consider că cam acolo se termină scopul meu. În rest, încerc să îmi strâng cât mai multe resurse ca să pot să-mi asigur familia pentru un termen cât mai lung. Și în rest, vreau să vă fac ziua mai bună. Nu am de gând să fac neapărat
compromisuri ca să ajung la scopul ăsta de a mă asigura liniștea. Compromisuri însemnând să iei scurtături și nu am de gând să iau scurtături pentru că îmi place procesul. Dacă le spui oamenilor care n-au bani că peste 20-30 de mii de euro pe lună nu, mai mulți bani nu te fac mai fericit, nu o să te creadă. Când ajungi la nivelul ăla, toată lumea simte chestia asta, știi? Bă, deși ai de la 10.000 pe lună, poți să trăiești ca ultimul magnat. 2.000 leasing la Lamborghini. 2.000 stai pe Nordului. Ți-au rămas 6. 2.000 mănânci în fiecare zi la restaurant. Ți-au rămas 4. 2.000 pleci în fiecare lună în Maldive, da. Și tot ți-au mai rămas 2.000. Și asta fiind, nu știu, să stai la vilă și să conduci Lamborghini. Dar eu zic că, dragi, pe lună îți permis să ai o mașină, da. Îți permis să ai o casă, da. Toate chestiile astea să fie bune, da. Și oamenii săraci tot pun întrebări de asta. Cine e mai bogat, tu sau Zbân? Ai văzut cum m-au întrebat pe mine? Bă, Andy e mai bogat că face asta de mult mai mult timp. Era dar cam nu mă interesează, imposibil. Jur, pe cuvântul meu, aș vrea să ai tu mai mulți bani ca mine. I don't care. I don't care, adică nu mă interesează. Adică nu mă afectează cu nimic treaba asta. Și când eram sărac, nu eram invidios, jur. Vedeam oameni cu bani și ziceam, bă, mi-aș dori să ajung și eu. Nu ziceam, ai treacu ăștia au bani. Bă, tot timpul mă uitam la ei și încercam să-mi dau seama cum fac. Adică mi se pare că cel mai mult trebuie să te intereseze trecutul, evoluția. Real vorbind, voi dacă vreți să aflați cum am ajuns eu să fiu aici, degeaba vă uitați la vlogul ăsta. Mai bine vă duceți să vă uitați la vlogurile de acum 10 ani și vedeți cum eram acolo acum 10 ani. Și cel mai important este faptul că tu ai evoluat și ai încercat să te îmbunătățești de la clip la clip. Până și când făceam chestiile alea cu BMX-ul, făceam anumite tricuri și de la video la video le făceam să fie cu 10% mai bune, că dacă erau cu 50% mai bune, nu puteai să ții pasul. Mi se pare că evoluția te face cel mai fericit în viață. Și cel mai important este măcar să țintești și măcar să îți dorești, chiar dacă nu știi exact cum o să faci chestia asta, dar măcar să tu ai ca plan. Bă, vreau să devin mai bun în viață, vreau să acumulez mai multe informații. Salutări din Franța, care a fost prima mașină a lui Zbân la 18 ani. Deci era un 406 din 2003 și mai luaseră ai mei un 206, l-a luat în 2012, ei au vrut să le ia noi. Dacă ar avea posibilitatea și ar cumpăra șeptarul din nou? Dacă mă gândeam să cumpăr pe jo înapoi, dacă mai funcționează. Cum ai ajuns la asemenea prosperitate financiară? În timp, gen, efectiv, nu s-a întâmplat nimic peste noapte și în general nu se întâmplă nimic peste noapte. Exact așa zice și Mr. Beast. La fel, accumulated, ușor, 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 ușor. Are Zbân, a făcut Zbân. Păi cum a făcut? Nopți, zile, săptămâni, muncite în continuu, în continuu. Muncește de la 12-13 ani. A fost sportiv de performanță. Ăștia nu se văd. Ăștia, primele lui clipuri a început pe o pereche de Adidas și îi dădea unii din, nu știu unde, că se dădea cu bicicleta. O pereche de Adidas. Aia a fost penii lui, banii care i-a făcut. Pe lângă asta, investești. Dacă se întâmplă ceva peste noapte, e cel mai prost lucru care ți se poate întâmpla. Pentru că, real vorbind, nu o să știi să gestionezi ori faima, ori banii, ori whatever. Plus că iau altfel. Dă țeapă mare odată, dai un tun, whatever. Așa mai bine câștigi mai puțin, timp de 10 ani, uite unde ajungi. Uitați-vă ce se întâmplă cu majoritatea oamenilor care câștigă la loto. Cum zicea Irinel Columbeanu, când eram în top, toată lumea dădea pe gratis. Acum nu mai dă nimeni pe gratis, trebuie să plătesc. Bă, foarte amuzant. Era la un pas să-mi închireze apartamentul. Cum așa? Am cumpărat un apartament în video ăla cu Facebook Marketplace-ul. Mi l-am dat unui agent imobiliar să mi-l închirieze și agentul ăsta imobiliar e foarte bun prieten cu Irina. Deci vezi, mai sunt și unii oameni care au o grămadă de bani și după aia ajung să nu mai aibă. Da, frate, da, uite, mai sunt unii oameni care au ajuns să aibă mulți bani, după aia să nu mai aibă. După aia iar să aibă. Exact. Ceea ce înseamnă că, uite, dacă ai ajuns să ai bani și pe aia să nu mai ai și nu mai poți să te întorci, e posibil să nu-i fi obținut pe toți încet. Ai dat și tu un tun și pe aia nu mai, că tu nu-l dai de fiecare dată, dai un tun. Da. Gen, unul. Da. De-aia zic, e posibil să fi avut noroc. Câți bani are pe card? Băi, ăștia sunt copii, că nu pot să fie oameni maturi care să întrebe așa ceva. Doar un copil ar putea să întrebe așa ceva. Dacă vreți, chiar vă spun, hai să vedem. De care are mai mulți bani pe card? Intrăm pe Revolut sau pe ăla de la bancă, pe personal? La bancă, pe personal. Hai să vedem, pe personal. Am 4300 de lei. Și eu am de 10 ori mai mult, 4600. Oh, ești bine, ești bine. Te-am făcut. Ai făcut aici, da, da, da. Oricum sunt destui bani. Mă gândesc doar ce fel de producții poți fac. Da, eu aș vrea să investesc mai mulți bani în producții, dar nu am idei. Și de asta mă bazez pe voi să îmi lăsați un comentariu și să-mi dați idei de vlog. Ori oameni care să fac vloguri, ăsta este formatul meu caracteristic, sau alte idei de vlog, că eu nu mă dau înapoi și să fac alt gen de content, dar ceva care să-mi și placă. Și ce o să zic, că știu eu ce o să zic. Iau o mașină și fac cadou. Că poate îi fac cadou lui, știi ce zic? Bă, frate, asta mi se întâmplă foarte, foarte des. Gen, vine lumea la mine și zice: "Hai că uite, am și eu carnet, fă și video la cu mine." Și le explic că
că băi, nu funcționează așa. Trebuie să vin eu la tine și să te surprind, pentru că dacă nu ai o reacție, nu o să prindă video. Și se uită pe la mine. Păi și ce? Mă prefac. Păi, da, nu așa merge, zic, nu merge. Da, mă, dar la alea nu le dai. Bă, le dau. Le dai. Bă, sunt gen rude, oameni apropiați care au impresia că eu nu le dau. Dar din fericire, am factură cu fiecare lucru pe care îl dau. Bă, da, mă doare fundul în ultimul hal de la mașina asta. Data 4 am luat două. Mașină. Bine, la banii ăștia îți dai un Golf, un Dogan. Da, e de cateringă, nu e de... Da. Deși poți să mergi așa pe la mare cu ea, cu 6 oameni, știi? Da. Mai bine mergi într-un Q7, cu 7 locuri. Da, adevărat, de chiar. Zic și eu. Nu înțeleg, deși n-am luat un Q7. Dar chiar, Andy, tu ai simțit vreodată invidii în ce ține banii? Adică ai simțit invidie de la oameni sau de la oameni apropiați pe tine că faci bani? Nu am simțit-o, dar sunt sigur că a fost. Eu mi explic foarte mult lucrurile. Și mi-ai spus că faptul ți-am zis, dacă nu ai inteligență emoțională, cu siguranță o să fii invidios. Mulți oameni își trăiesc viața pe pilot automat și ăsta e adevărul. Mm-hmm. Și când ești pe pilot automat, tu nu știi ce simți, de ce simți, știi, că nu ai inteligență emoțională. Dar băi, e frumos aici la voi. Bă, și care e avantajul la Cosmopolis? Că gen sunt copii și pe aici. Bă, dar au făcut odată poză cu tine, nu mai fac și a doua oară. Că e un număr limitat de copii. Spre deosebire de București, unde e un număr nelimitat de copii. Punem o frână? Hai, gata? Da. Ai văzut că ne-am ridicat puțin? Acesta a fost globul. Ce mai face la următoarele 20.000 de like? La 30.000 acum. Trebuie să evoluție. 25.000. Bine, hai 25.000 de like, îl facem vreo cu următoarea mașină. Care mașină? Păi, poate cu un Rolls-Royce, poate cu un Bentley, poate cu un Porsche. Eu vreau idei de vloguri de la oameni, să dea oamenii idei. Sunt dispus să investesc bani ca să mai fac alt gen de content. Ne vedem la următorul vlog. Dați un like și un follow pe Instagram și subscribe și comentariu și membri, dacă aveți. Dacă vrei și tu VPN de la Surfshark, intră pe linkul din descriere și introduc codul Andy Popescu și beneficiezi de o ofertă exclusivă și până la 3 luni adiționale gratuit. Iar dacă nu ești mulțumit, ai 30 de zile la dispoziție să anulezi și primești toți banii înapoi. Deci, nu ai niciun motiv să nu încerci Surfshark.